celor mai importante proiecte care vizează dezvoltarea infrastructurii de la Cluj. Am să încep prezentarea mea cu primul proiect, pentru că aici avem și poate cele mai importante noutăți. Este vorba de proiectul de metrou de la Cluj. Am semnat ieri împreună cu ministrul transporturilor Sorin Grindeanu un act adițional la contractul de finanțare a metroului pentru finanțarea acestui obiectiv și subliniez, și din obligațiuni verzi, pe lângă finanțarea din PNRR. Această nouă sursă de finanțare din obligațiuni verzi acoperă atât cheltuielile prezente, cât și cheltuielile viitoare. Aș vrea doar să vă citez expressis verbis din contract, din actul adițional, și anume faptul că, și citez acum, asigurarea finanțării din împrumuturile contractate de România din emisiunile de obligațiuni verzi se va realiza pe întreaga perioadă de implementare a proiectului conform legislației în vigoare. Cu alte cuvinte, de astăzi mai avem o sursă certă de finanțare a proiectului pentru metrou. Finanțarea din PNRR este menținută, scrie în contract. Astăzi finanțarea din PNRR există. Pe lângă această sursă de finanțare, avem și pentru prezent, când mă refer la prezent, am în vedere actualul contract încheiat, care are valabilitate până în 29 decembrie 2026, acoperă obligațiunile verzi, PNRR-ul și, așa cum scrie și în acest contract, act adițional și contractul inițial, finanțarea proiectului este asigurată din aceste surse și din altele care sunt menționate în contractul inițial, programul operațional de transporturi, fondurile bugetare, alte surse financiare, până la îndeplinirea întregului proiect. Vreau public să mulțumesc domnilor miniștri Grindeanu și Boloș. În egală măsură să mulțumesc domnului Ciucă și domnului Ciolacu, pentru că toți au fost partea soluției, nu partea problemelor. E foarte greu în țara asta să găsești oameni care să-ți creeze probleme. E mai greu să găsești oameni care să le rezolve și pe care să-i ai parteneri. Dincolo de lucruri care ne despart, ideologice, politice, suntem în campanie electorală sau în precampanie, mai bine spus, țara aceasta s-a maturizat foarte mult și atunci când e vorba totuși de chestiuni importante care vizează destinul unor comunități pe 30, 50, 100 de ani, avem capacitatea de a lucra împreună. E lucru ce-mi doresc cel mai mult și în România și în Europa. Și în Cluj, evident, că asta încercăm dintotdeauna. Capacitatea aceasta de a fi parte a soluțiilor și de a găsi la timpul potrivit modalități prin care să mergem mai departe. Istorie. Un mic istorie, mai bine spus. Până în acest moment, Guvernul României a plătit prin intermediul primăriei municipiului Cluj-Napoca antreprenorului care realizează metroul de la Cluj 288 de milioane de euro. Repet, 288 de milioane de euro. Primăria municipiului Cluj-Napoca a plătit până în acest moment din fonduri locale 388.000 de euro. Ce acoperă aceste cheltuieli plătite? Expropieri, cifre mari doar vă dau, 5-6 de milioane de euro, avans 216 milioane de euro, alte plăți, studiu de fezabilitate, proiecte tehnice 14 milioane de euro. Acestea, repet, sunt lucruri plătite. Și după cum ați văzut, antreprenorul a prezentat un film prin care arată faptul că TBM-urile, acele cârtițe, cum se numesc, sunt pregătite pentru a fi trimise la Cluj și în această toamnă să ajungă, după care să fie montate. Expropierile, evident, îmi atrage colegul atenția, nu au fost plătite antreprenorul, expropierile, evident, au fost plătite beneficiarilor de teren, am
menționa faptul că suma totală este de 288 de milioane de euro, din 288 de milioane, 5-6 de milioane de euro n-au mers la antreprenori, au mers la cei care, evident, au fost proprietarii terenurilor care au fost expropriate. Deci, aș vrea să se înțeleagă încă o dată că este o chestiune extrem de serioasă pe care o avem în față și faptul că acest proiect are componenta verde ne deschide foarte multe uși. Vă amintiți când a început proiectul de metrou, nu exista PNRR-ul. Nu exista șansa unei surse de finanțare. Nu era dimensiunea europeană atât de accelerată pe ceea ce înseamnă componenta verde, nepoluantă, politica de decarbonizare, de susținere a investițiilor bazate pe energiile noi alternative. Ne bucurăm să vedem faptul că ultimul raport al lui Draghi, Mario Draghi, care a fost prezentat Comisiei Europene în completarea raportului anterior al lui Enrico Letta, acel raport pune accent major pe decarbonizare, pe susținerea competitivității Europei bazându-se pe energiile verzi și pe promovarea și finanțarea proiectelor care au asemenea componentă. Dacă de aici luăm componenta din raportul lui Enrico Letta, care spune că în Uniunea Europeană trebuie să susținem în egală măsură libertatea de mișcare, dar și libertatea de a alege să rămâi acasă, asta înseamnă că trebuie să creezi condiții aici, la noi acasă, în orice colț al Europei, prin care să le dai oamenilor motive să rămână acasă. Adică să găsească acasă condiții cât mai aproape de cele pe care le găsesc acolo unde ar dori să meargă. Asta înseamnă libertatea de a alege să rămâi acasă. Cum spune în engleză, freedom to move, but freedom to stay. Și să oprești, cum spune Enrico Letta, one single ticket from east to west, from south to north. Și să devină circularitate. Să mergem oricând în Europa, oriunde vrem, dar să existe bine dus întors. Nu așa cum este din nefericire în partea de est a Europei astăzi. Deci, sunt optimist din această perspectivă, uitându-mă la direcția în care merge Europa, care nu e în cea mai bună formă economică, dar are resursele financiare și capacitatea strategică de a-și creona un viitor în comun cu prosperitate în fiecare colț al Europei. Un alt element de istorie. Și o să rog pe colegii mei să înceapă să pună pe ecran discuția cu PNRR-ul, pe care am avut-o în dezbaterea publică și pe care vreau să știți exact încă o dată de la rădăcina lucrurilor, de la sursă. Există la momentul de față o discuție tehnică între Comisia Europeană și Guvernul României cu privire la finanțările atrase din PNRR. A fost mult invocată o discuție legată de faptul că nu s-a respectat în această procedură, că de altfel și în alte proiecte din Uniunea Europeană, nu doar de la noi, corelarea dintre autoritatea națională care gestionează serviciul informatic electronic de achiziții publice și serviciul Uniunii Europene, unde se publică toate anunțurile europene, jurnalul oficial al Uniunii Europene. Pentru asta s-a făcut un audit al Curții de Conturi. Raportul este pe site-ul Curții de Conturi, îl puteți urmări și dumneavoastră să-l descărcați. Căutați pe site-ul Curții de Conturi, Cluj, raport de audit, în luna aprilie este data, vedeți acolo, sau 22 mai este, nu, aprilie este pe site, îl găsiți acolo. Eu o să vă specuiesc doar câteva lucruri de aici. Deci l-aveți public și mă mir că nu l-ați căutat până acum. Da, unii. Apreciem, ca știu să căutați unde trebuie. Bun, acum, dacă îmi dau drumul și la mouse, o să merg direct la pagina 13. O să merg la pagina 13 din raport. Pot ajunge mai repede. Voi puteți să-l citiți, repet, dar o să merg la pagina 13 ca să lămurim aspectele care s-au menționat până acum despre acest contract și în ce situație ne aflăm. Și evident să clarificăm eventualele răspunsuri, prin eventualele răspunsuri și alte clarificări. Mă duc încet, că văd că aici sunt toate chestiunile tehnice, o să le puteți citi, să vă familiarizați și dumneavoastră. Și eu sunt expert acum în TED și în e-forms și în toate lucrurile. N-am crezut vreodată că voi fi, dar sunt. Așa, ajungem la pagina 13, unde vreau să citim, să vă prezint dumneavoastră următorul lucru. Scrie aici. Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Da? A emis avizul conform necondiționat final pentru controlul ex ante al procedurii de atribuire a contractului și pentru calitatea și pe controlul de calitate și regularitate privind concluziile finale cuprinse în raportul procedurii.
spune Curtea de Conturi, acest aspect este foarte important, întrucât atestă faptul că nu au fost constatate abateri de la legislația în domeniul achizițiilor publice care să conducă la încălcarea principiilor prevăzute de alineatul 2, transparență și așa mai departe. Prin acest aviz final necondiționat se confirmă faptul că procedura de achiziție a fost organizată și derulată în conformitate cu legislația achizițiilor publice, că au fost respectate principiile și că atribuirea contractului nu este vizată de o eventuală nulitate absolută a contractului, astfel cum a fost prevăzut în ordonanța 98/2017. Deci, repet, Curtea de Conturi, nu o instituție media care poate să aibă libertatea, care își dorește, o instituție a statului român care verifică legislația din România, confirmă încă o dată faptul, așa cum au confirmat toate celelalte autorități ale statului cu incidență în materie, că au fost respectate aceste proceduri. Mergem mai departe la pagina 14, unde avem concluziile. În concluzii, vă citesc. Unitatea de admisie, adică Primăria Cluj-Napoca, a publicat anunțul de intenție, anunțul de participare și anunțul de atribuire materializate prin încheierea contractului. A publicat în jurnalul oficial al Uniunii Europene și sistemul electronic de achiziții publice. Primul punct. A publicat, da? Mergem mai departe. În anunțul de participare este atașat un link către toată documentația de atribuire din SEA, disponibilă tuturor operatorilor economici interesați, asigurându-se astfel respectarea transparenței și tratamentul egal. Adică ceea ce unii au spus, domnule, nu e transparență, nu este egalitate de tratament, spune Curtea de Conturi. Este aici, lângă TED. TED-ul este jurnalul oficial al Uniunii Europene, platforma lor. Este un link cu toată documentația. Cine era interesat putea să o facă. Mergem mai departe. Spune acest lucru Curtea de Conturi. Orice operator economic interesat, după ce află potrivit anunțului publicat în TED de inițierea procedurii de atribuire, trebuie să acceseze documentele de achiziție, da? Pentru a putea să participe dacă dorește. Încă o dată spunându-se foarte clar și respectat că n-a fost încălcat niciun fel transparența și egalitatea de tratament. Mai departe, clarificările cu privire la solicitările adresate de către ofertanți au fost publicate în secțiunea dedicată din SEAP prin formularea răspunsurilor consolidate, astfel încât acestea să fie accesate de către orice persoană interesată de procedură, indiferent dacă a transmis sau nu întrebări, fiind totodată transmis notificării de către SEAP simultan către toți operatorii înregistrați. Spune Curtea de Conturi. Mai departe, anunțurile de tip erată, și aici este cheia, că despre asta discutăm acum în special, au fost publicate în SEAP, de către noi, pentru că noi am trimis asta spre SEAP, transmise spre publicare la jurnalul oficial al Uniunii Europene prin intermediul SEAP, în calitate de unic e-sender, având posibilitatea să fie accesate de toți potențialii ofertanți, așa cum se arată și în răspunsul formulat de Autoritatea pentru Digitalizarea României. De ce? Pentru că în raport Curtea de Conturi a întrebat toate autoritățile statului să vadă despre ce e vorba. Noi nu avem contact direct, primăria, cu jurnalul oficial al Uniunii Europene. Noi comunicăm prin SEAP, care este serviciul electronic național, singurul care are legătură cu jurnalul oficial al Uniunii Europene. Noi am bifat în trimiterea adresei către SEAP publicarea în jurnalul oficial al Uniunii Europene, lucru care, de altfel, s-a fost confirmat și decât de jurnalul oficial al Uniunii Europene. Numai că discontinuitatea tehnică între formularele de la SEAP și formularele de la JUE a produs unele chestiuni tehnice, care nu sunt în vina noastră, cum arată și Curtea de Conturi. Și spune mai departe. Mergem mai departe. Uitați ce spune aici, exact ce am anticipat. Au existat unele disfuncționalități sistemice. Cuvântul ăsta sistemic spune că nu e vina unui funcționar sau unei autorități. E o problemă de incompatibilitate între două sisteme. Un sistem electronic național, SEAP, care nu e administrarea noastră, și un sistem oficial al Uniunii Europene, jurnalul oficial al Uniunii Europene, platforma TED. Deci au existat unele disfuncționalități sistemice privind comunicarea între cele două platforme și publicarea eratelor manuale din SEAP în jurnalul oficial al Uniunii Europene, disfuncționalități confirmate de Autoritatea pentru Digitalizarea României și pentru remedierea cărora în luna decembrie 2023 s-au efectuat modificări la nivelul platformei prin implementarea specificației eForms. Cu alte cuvinte, ce spune acest mesaj? După ce s-a văzut și s-a sesizat că există o asemenea incompatibilitate tehnică, până la urmă s-au pus în deacord tehnicienii de la Autoritatea pentru Digitalizarea României și SEAP cu cei de la Comisia Europeană prin jurnalul oficial al Uniunii Europene. Astfel că să nu mai existe asemenea disfuncționalități. Pentru că, care a fost esența? Încerc să o explic cât mai pe înțelesul tuturor. Noi
am trimis la SEAP, bifând publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Jurnalul Oficial, SEAP-ul a trimis la JUE să se publice. Ei au 48 de ore la dispoziție să publice. După 48 de ore la acel moment, SEAP-ul putea merge cu legislația mai departe și cu licitația. Odată și-a bifat trimiterea spre JUE. Au trecut 48 de ore, SEAP-ul a dat drumul la procedură și a mers mai departe. A treia zi după cele 48 de ore a venit o notă înapoi spre SEAP. Știți, e o mică discordanță tehnică între proceduri. După ce Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, când a primit anunțul, a spus va fi publicat în data D. Deci a confirmat publicarea în data D, dar în loc să-l publice în data D, a venit și a mai spus, știți, mai trebuie o chestie tehnică. Dar după expirarea celor 48 de ore în care avea obligația să răspundă dacă este ceva în regulă sau nu. Adică nu poate Jurnalul Oficial al Uniunii Europene să invoce o culpă a ei, susținând că e netransparent procesul, pentru că ei n-au respectat cele 48 de ore în care eventual să fie răspuns. Iar SEAP-ul, potrivit legislației naționale, după 48 de ore a mers mai departe. În decembrie ce au făcut? Au modificat ca să nu meargă niciodată legislația mai departe și licitația, până când, până la urmă, nu vine confirmarea oficială că s-a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Dar să nu mai ține de noi, nu-i treaba noastră, ce vină avem noi. Nici România, nici noi, autoritate contractantă, nu suntem vinovați că ceilalți de la JUE nu și-au publicat în timp răspunsul și după aceea cele două platforme nu au fost compatibile. Și acest lucru, repet, îl spune explicit Curtea de Conturi în acest raport. Încă o dată, spune aici, pentru publicarea anunțurilor, inclusiv a anunțurilor de tip erată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatea contractantă are obligația de a utiliza platforma națională, adică noi, trebuie să utilizăm platforma națională. Nu avem legătură directă cu JUE-ul, da? De achiziții publice SEAP, care are totodată și calitatea de unic e-sender TED la nivel național. E singura autoritate din România care poate trimite la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Însă comunicarea, și spune aici Curtea de Conturi, însă comunicarea între cele două platforme nu se află în controlul autorității contractante, ci reprezintă un mecanism strict de transfer tehnic al datelor procedurilor de achiziție. Ce vreți mai clar decât mai răspicat și mai negru pe alb? La urmă vreau să iau întrebări, pentru că nu vreau să fragmentez. Nu vreau să iau fragmentez, v-am rugat să duc ideea până la capăt. Și după aceea vă stau o oră la dispoziție pentru răspunsuri. Spune foarte clar, noi nu suntem element de legătură cu Comisia Europeană și cu JUE-ul, este SEAP-ul și atunci ce vine are autoritatea contractantă. Ultima frază care scrie aici, au fost efectuate verificări de Agenția Națională pentru Achiziții Publice. Da? Care a emis aviz conform pentru toate etapele procedurii de atribuire a contractului, fiind emis aviz conform necondiționat pentru controlul ex ante al procedurii de atribuire a contractului și pentru control de calitate și regularitate. Amintiți-vă că la centură, pe baza unui aviz neconform, am oprit licitația la centura Clujului, aceea care m-a costat atât de mult în campanie electorală, dar am spus adevărul. Aici spune Curtea de Conturi că arată, am avut aviz conform necondiționat, nicio problemă. Pe toată această licitație. Și atunci, evident, că acum ajungem la discuția aceasta, care acum se poartă la nivel tehnic între Guvernul României și Comisia Europeană. Comisia Europeană spune, domnule, aveți o problemă pentru că nu s-a respectat transparența. Guvernul, pe bună dreptate, a arătat cum s-a respectat transparența, că v-am arătat exact toate procedurile. Discuția este în curs. Este în curs. Cum va fi soluționată? Vom vedea. România are mai multe alternative. Premierul Ciolacu a și menționat la un moment dat la Cluj, dacă am fost bine atent, spune România are și varianta să reducă 10% din împrumuturi, pentru că cei 300 de milioane din PNRR sunt bani din împrumuturi, nu sunt granturi, adică gratuit. România trebuie să-i dea înapoi. Și atunci, noi oricum trebuie, în acordul cu Comisia Europeană, să reducem cu 10% împrumuturile, putem să reducem aceste împrumuturi din împrumutul de la Cluj pentru metrou. Și să găsim altă sursă de finanțare. Este o opțiune pe care guvernul are la dispoziție. Este opțiunea pe care, repet, o vor decide guvernanții. Dacă merg și păstrăm banii din PNRR, foarte bine. Dacă nu îi păstrăm, oricum avem bani din bondurile verzi, care acoperă cheltuielile și prezente și viitoare. Iar bondurile verzi sunt sursă de finanțare și după 2027. Este o chestiune, repet, care va urma să fie tranșată de către Guvernul României în discuția cu Comisia Europeană. Dar și vreau să se înțeleagă lumea. Banii nu s-au pierdut și nu se pierd. Repet, acea frază, s-au pierdut banii pentru finanțare, este neadevărată. Metroul are finanțare, v-am prezentat și contractul și actul adițional pentru continuarea finanțării și din alte surse în afară din PNRR,
discuția tehnică, repet, care, la care nu suntem parte, am fost verificați de toate autoritățile competente în materie pe această temă, am trimis toate informațiile necesare și, evident, vom sta în continuare să oferim date dacă ne vor fi solicitate în continuare. Deci, pe această cale, încă o dată vreau să menționez faptul că această finanțare a metroului merge mai departe. Este un proiect de importanță națională până la urmă. Așa cum am precizat, acum se continuă lucrările de mutare a utilităților pentru a se pregăti stațiile de unde să înceapă lucrările și introducerea în subteran a acestor mașini care lucrează în subteran, care, repet, vor ajunge în această toamnă la Cluj. M-am mai spus mai demult. Eu n-am putut să vorbesc foarte mult despre acest subiect încă, pentru că erau negocieri Comisiei Europene cu Guvernul. Nu puteam să ies cum alții și-au putut permite. Când timpul ești în negociere, eu să vă prezint aceste date, pentru că nu era fair play. Le-am avut, evident, din aprilie. Dar cât timp guvernul este în negociere, eu nu pot să vorbesc. Înțelegeți, pentru constrângere pe care are un primar spre deosebire de un jurnalist sau un cetățean obișnuit. Pentru că aceste negocieri se poartă între guvern. Nici acum nu sunt încheiate. Dar acum, dacă guvernul a spus că se poate discuta, cât s-a putut discuta, și eu pot să vin să prezint. Nu puteam eu să vin să fiu, pentru că nu sunt parte acestor negocieri, nu sunt parte acestor discuții, nu puteam să iau eu argumentele guvernului și să le prezint altfel decât ei, prima dată. De aceea aș vrea să se înțeleagă mersul lucru, că trebuie să ai răbdare. Și în politică și în administrație, să știți că răbdarea uneori este atât de importantă, că da, și în viață. Poți compromite proiecte, poți pierde resurse financiare când nu știi cum să-ți dozezi exact strategia pentru a obține rezultate, nu pentru a nu obține rezultate. Pentru că v-am spus, am dorit și vrem să fim întotdeauna partea soluțiilor și nu parte a problemelor respective. Evident, Curtea de Conturi zice, după ce s-a modificat această legislație, să facem și noi proceduri interne ca să ne asigurăm pentru viitor. Evident că noi tot timpul ne asigurăm că aceste lucruri să fie respectate, numai n-a ținut de competența noastră. Că, repet, publicarea din seam mai departe ține de seam, n-a ținut de către noi. Bun. Dacă sunt întrebări, pentru că am văzut că era interes, am epuizat oarecum discuția despre metrou. Puteți să închideți ecranul. Nu, erată, atenție, nu lici, o erată. E vorba de niște erate care au fost completate pe parcurs. Când s-a mărit valoarea contractului, pentru că noi am suspendat 20 de zile, dacă vă amintiți. Păi actualizăm indicatorii tehnico-economici. Și s-au actualizat indicatorii tehnico-economici respectiv. Una dintre erate viza modificarea valorii indicatorilor tehnico-economici. Adică s-a modificat valoarea de la 1 leu la 2 lei, cât a fost, nu știu câtă zi, da? Și acea erată, repet, a apărut nepublicată, dar nu din vina noastră. Toată lumea constată că n-a fost o vina noastră și niciun... Și ceea ce e mai important să știți, deci n-a fost afectat principiul concurenței sau a transparenței, pentru că dacă nu era inscris în procedura de licitație, niciun constructor din lumea să nu putea în 20 de zile să-și facă oferta. Păi, asta le-am explicat și noi, Comisiei Europene. Păi, în primul rând, ei au o problemă, de ce n-au răspuns în cele 48 de ore, cum au spus că se publică, i-au spus, și doi, să-mi arate un singur operator din universul ăsta care a dorit să participe și nu putea. Pentru că arăta foarte clar, ai avut și spune și Curtea de Conturi, ai avut acolo butonul, dacă te interesa oricine, butonul lângă, să intri în legislație, în documentația de achiziție, să participi. Oricine ar fi văzut erata, doar erata, n-ar fi avut timp în 20 de zile să depună documentația pentru licitații. Nimeni, niciunul din lumea asta, că vedeți cât timp ne solicită prelungiri, pe ce știu, cu 3-6 luni înainte că este licitație. Deci, din acest punct de vedere, considerăm că discuția trebuie să continue cu Comisia Europeană pentru a arăta corect adevărul care există și de aceea și eu sunt bucuros astăzi că pot să vă prezint aceste date public în detaliu ca să le înțeleagă toată lumea. Nu numai a PNRR-ului. Asta am spus de la început, dacă ați fost atenți. Am mai adăugat o sursă de finanțare expresă în acest contract, care e valabil până în decembrie 2026. Am mai adăugat pe lângă PNRR, care se menține, și vom vedea care vor fi concluziile negocierii cu Comisia Europeană, și am mai adăugat o sursă de finanțare de bani care pot fi cheltuiți numai pentru proiecte verzi. Asta e marele avantaj. Emisiunile de obligațiuni verzi pot fi folosite numai pentru plata proiectelor verzi. Adică proiecte gen metrou, proiecte gen cale ferată, proiecte gen tren metropolitan. Acestea sunt proiectele care au acoperire. Din PNR acoperi și școli, ați văzut, și alte lucruri, nu numai proiectele acestea verzi. Digitalizare și alte lucruri. Aici, obligațiunile verzi
un nou instrument de finanțare european cu componenta aceasta națională, repet, oferă o șansă suplimentară acestui proiect să fie finanțat. Dar, repet, nimeni în lumea asta, când începe un proiect de o asemenea verurie, 2 miliarde de euro, nu are sacul cu bani jos pus, să spună la eu, cine Dumnezeu să aibă 2 miliarde puși sub masă, să spună la eu și vă finanțăm. Este un proiect multianual care are asigurate surse de finanțare pe măsură ce proiectul evoluează. Ceea ce avem, că avem și poza mare, scrie și în contractul inițial și în acesta, finanțarea pe întreaga perioadă de derulare a proiectului, e important să se rețină. Scrie în contractul de finanțare asigurarea finanțării pe întreaga perioadă de derulare a obiectivului de investiții. Scrie și în acest act adițional și, o dată repet, asigurarea finanțării din împrumuturi contractate de România din emisiunile de obligațiuni verzi se va realiza pentru întreaga perioadă de implementare a proiectului conform legislației în vigoare. Deci, din acest punct de vedere, alte garanții ce poate cineva lumește și omenește posibil să mai aibă și să spună, da, proiectul este în grafic, da, proiectul are finanțarea, da, proiectul este viabil pentru că răspunde unor nevoi uriașe ale Clujului. Cu toții ne plângem de aglomerările existente în Cluj. Cu toții ne plângem de ruta Cluj-Florești. Acum, împreună cu colegii mei, pregătim niște proiecte care nu mai sunt la faza doar de gândire, de un studiu de prefezabilitate, de fezabilitate, suntem la stadia de implementare a acestor proiecte de peste 4,5 miliarde de euro, care vor duce Clujul la nivelul anilor 2050, cu siguranță când aceste lucruri se realizează. Gândiți-vă, centura 1, tronsonul 1 e în lucru, la sfârșitul anului viitor va fi gata. În noiembrie încep și lucrările inclusiv la partea aia de pașaj, novembrie-decembrie, pasajul suprateran care face trecerea spre, merge înainte ca să asigure pe dedesubt trecerea la Spitalul Regional de Urgență. Tronsonul 2 e în licitație, în 3 octombrie vom ști, mai sunt câteva zile. Metrou este în lucru, da? Cu finanțarea asigurată, cu obiectiv 2026-2031 de finalizare. Spitalul Regional de Urgență este în lucru. Este deja la prima parte o componentă de peste 50% realizată, partea a doua este în licitație finală pentru Spitalul Regional de Urgență, cu termen 2027 de finalizare. Electrificarea căii ferate Cluj-Oradea, 2026 în plin lucru, vedeți ce se întâmplă și merge mai departe. Trenul metropolitan pe care îl depunem în această toamnă, avem nevoie de 35 de avize, mai avem nevoie de 7, câte? 11 avize. Le mulțumesc colegilor mei pentru că cred că știu mai bine programul avizelor decât programul oricărei agende personale. Tot bifăm, tot mai tăiem din 35 și... Gândiți-vă, un aviz câtă muncă i-a dat minte 35 de avize. L-ați văzut, ordinul este publicat pe site-ul Ministerului Transportului pentru includerea în finanțare a trenului metropolitan. Deci suntem acolo. Și le mulțumesc colegilor pentru munca asta fabuloasă creată. Asta vă dați seama ce va însemna pe area asta de mobilitate a trenului metropolitan pe 50 de kilometri să circule trenul din 30 în 30 de minute, să poți ajunge oriunde, să locuiești, să muncești, să trăiești. În ce ligă va trăi Clujul? Inclusiv pe această legătură. Când se leagă, având aceste trei proiecte, gara de aeroport, când legi metroul de trenul metropolitan la podul Ira și ai park and ride la aeroport pentru 864 de mașini, pentru cei care vor mai veni cu mașina, să aibă unde să le lase, să iei trenul metropolitan, să iei metroul. Vorbim de liga în care va juca Clujul, așa cum joacă astăzi orașele europene. Din nefericire, noi doar încercăm să recuperăm decalajul față de vest. Dar așa cum am spus, dacă vrem să le dăm clujenilor șanse să rămână acasă sau motive să rămână acasă, aceste investiții trebuie făcute. 2025, martie, contractul este februarie, probabil că va fi gata în timp, conectarea Clujului la autostradă, un alt pas important, o finanțare de aproape de 200 de milioane de euro cu care, împreună cu colegii mei, ne-am zbătut să o atragem, mai să o putem realiza. Pare ușor, așa, un mizilic, 200 de milioane de euro, dar banii ar trebui să vină ca să poată finanța această lucrare importantă a Clujului și care va scoate traficul greu de pe ruta Baciu, Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii și ieșirea din Cluj-Napoca. Am văzut mai multe mâini ridicate și aș vrea să nu mai monopolizez discuția. Domnișoara, vă rog. Dacă puteți lua un microfon să vă auzim și să vă audă și cei din online, sau luați loc la masă, că mai sunt atâtea locuri, vă rugăm. Luați loc la masă, apăsați pe microfon și să se audă, pentru că se transmite și online conferința de presă, vă rog. Domnul primar, Bianca Felseghi, publicația Press One. Dacă sunteți amabili să clarificați un pic situația exproprierilor și dacă s-au plătit într-adevăr datorile, banii datorați proprietarilor. Am plătit 56 de milioane de euro, bani care sunt virați în contul proprietarilor.
Vă întreb pentru că am un răspuns din partea compartimentului de imagine al primăriei de acum două săptămâni în care mi se răspunde că plata compensațiilor e în faza de depunerii de documentații, adică nu s-au plătit banii. În contul proprietarului banii sunt virați. Când sunt îndeplinite celelalte proceduri, dacă domnul Păruțiu dorește să mai dea detalii. Banii sunt virați în contul proprietarilor, doar că trebuie să facă dovada proprietății și asta se întâmplă în acest moment cu consultantul nostru. S-au plătit banii, dar nu știm dacă ei sunt încă proprietarii? Proprietarii trebuie să facă dovada proprietății, așa este procedura legală. Merge la consultant, arată dovada proprietății și se întocmesc documentele și după care își încasează banii. Dar banii sunt virați în cont pentru fiecare proprietar identificat pe coridorul de expropriere. Trebuie să vii cu CFE-ul să arăți că ești și proprietarul adevărat, așa cum ai declarat, cu actele, cu proba, cu dovada, cum se zice. Până noi am crezut, ok, ai făcut consultantul, te-ai identificat ca și proprietar, acum trebuie să vii și cu actele ca să primești banii. E simplu. Trebuie să faci dovada proprietății printr-un act oficial al statului român, extrație carte funciară sau documentație. Dar asta e o chestiune doar, repet, din nou, tehnică. Mulțumesc. Domnule primar, bună ziua. Fiți amabil, presa locală a scris că ați plătit, primăria a plătit 215 milioane de euro în avans firmei turce Güllermark. Domnul Tarcea cred că știe chestiune tehnice. Ce au făcut turcii de banii ăștia mulți? Vă rog frumos să ne explicați. Acum, ca să fim foarte bine înțeleși, am specificat și am subliniat. Guvernul României, prin primăria municipiului Cluj-Napoca, și v-aș ruga să notați faza asta, nu primăria, că n-am eu 288 de milioane de euro, cum a spus primăria, a plătit. Ok, nu, eu am întrebat, vom preciza. Dar eu am obligația să accentuez lucrurile acestea. Deci, Guvernul României, prin primăria municipiului Cluj-Napoca, asta înseamnă că noi am fost doar cei care am preluat banii și am dat mai departe. A plătit 288 de milioane de euro, din care v-am spus 216 este avansul potrivit prevederilor contractuale, 5-6 de milioane de euro s-au virat în contul proprietarilor și studii de fezabilitate proiecte tehnice în valoare de 14 milioane de euro. Astea sunt lucrurile care s-au făcut până în momentul de față și când vor veni alte facturi, vă vom spune. Alte facturi nu sunt. Mai am o întrebare ultima din partea mea. Noi avem în contractul acesta obligația să asigurăm o cofinanțare de 10 milioane de euro. Din partea asta de 10 milioane de euro, noi ne-am plătit 388 de mii de euro până acum. Atât. Ca să fie corectă informația pentru toată lumea. Vă rog. De când ați știut că s-au pierdut banii din PNRR? Încă o dată, trebuie să vă contrazic. Banii nu sunt pierduți din PNRR. V-am explicat, inclusiv în acest contract pe care l-am semnat ieri, scrie finanțarea în continuare a proiectului din PNRR și din obligațiuni verzi. Cum să vorbesc eu de afirmație pe care o faceți dumneavoastră? Păi decizia a vorbit premierul și la Cluj sâmbătă și acum o lună când a ieșit prima oară această informație pe holurile Palatului Parlamentului. Nu noi zicem presa, chiar Ciolacu a spus. Banii nu sunt pierduți, așa cum am explicat. Filozofii puteți să faceți voi ce fraze doriți. Nici domnul prim-ministru n-a spus că banii sunt pierduți. A spus că avem o posibilitate să reducem cu 10% împrumuturile, dar e decizia guvernului dacă o face din banii din PNRR pentru Cluj sau din altă parte. PNRR-ul e mare. De unde va reduce cu 10%? E o decizie a guvernului pe care, evident, noi o respectăm. Pe noi ce ne interesează? Și v-am spus la un moment dat, anticipând oarecum răspunsul, așa că v-ați fost atât când am spus, cât timp pisica prinde șoareci, nu mă interesează dacă are culoare albă sau neagră. La asta m-am referit. Eu știam ce spun. La radio, ok, să vă spun că decizia va fi a guvernului. Cât timp pisica prinde șoareci, repet, puțin contează dacă are culoare albă sau neagră. Sau în termeni mai apropiați, puțin ne interesează pe noi ca simpli cetățeni dacă plătim din buzunarul drept sau plătim din buzunarul stâng. Ceea ce e important este că avem haină pe noi și putem merge mai departe să ne implementăm proiectul. Asta este partea importantă a lucrurilor. Chestiunea tehnică, acum vi l-am prezentat. Acel raport al Curții de Conturi este de tehnicalitate mare. Cine are răbdare să-l citească, va găsi toate explicațiile posibile cu privire la această discuție, care nu este specifică doar România, asta vreau să înțelegeți. Discuția aceasta este specifică și multor altor țări din Uniunea Europeană care poartă discuții tehnice cu reprezentanții Comisiei Europene prin direcția care administrează PNRR-urile în Europa. Este firească, este normală, asta e Europa dialogului, argumentelor și vom decide noi ca țară ce se va întâmpla exact în final. Dar important, de o fi una, de o fi alta, avem finanțarea
contractată și avem finanțarea asigurată și pentru prezent și pentru viitor. Asta e partea importantă a lucrurilor. Domnul primar, dacă se poate... Vreau să luați un loc, domnișoară. Rog. Posibil să nu fi înțeles exact discuția tehnică. Obligațiunile astea verzi, cam cât acoperă sau ce estimare aveți pentru ce sumă ar putea să intre în acest proiect? Acoperă din... toate cheltuielile din bugetare, acoperă alături de alte surse de finanțare, deocamdată PNRR-ul. La sută, cât la sută? Acoperă, repet, cheltuielile de implementare a proiectului. Așa scrie aici, cheltuielile de implementare a proiectului. Puteți fi un care pic mai specific? 2 miliarde de euro. Okay. 2 miliarde de euro. Asta este valoarea totală a contractului. Și prezente, scrie, acoperim cheltuielile prezente. Decide guvernul dacă plătește, ca să înțelege specificul PNRR-ului. Ca de altfel și la alte fonduri europene. Prima dată noi plătim banii. La fondurile europene locale plătește bugetul local. De aia mă cer de multe ori în Consiliul Local când spun de ce avem o marjă de manevră, de ce avem un fond de rulment de 50-60 de milioane de euro, pentru că noi plătim și mai primim banii. La fel și aici. Guvernul prima dată plătește acești bani pentru cale ferată, pentru metro, pentru alte proiecte mari de amploare, după care își recuperează din PNRR în urma cererii de plată, din obligațiuni verzi. Este opțiunea guvernului de unde recuperează. El are azi acoperire, repet, să își ramburseze banii pe care i-a plătit deja, fie din obligațiuni verzi, fie din PNRR, fie din amândouă. Dar asta e o chestiune care, repet, va fi o decizie a guvernului. Și ceea ce e important este, repet, faptul că, încă o dată subliniez și merită subliniat pentru cetățenii români să vadă și evoluția clasei politice din România. Că până la urmă, dincolo de certuri, de scandaluri care sunt mai atrăgătoare, mai fac titlul de ziar, adună like-uri, totuși există un anumit grad de maturitate al clasei politice, al oamenilor care guvernează temporar, că toți suntem temporari. Și avem capacitatea de a colabora. Un nivel local, un nivel național, un nivel european, să realizăm lucruri, nu să ne punem bețe în roate, cum să nu facem. Am încercat toată cariera mea politică să construiesc, v-am spus oriunde am fost, cât am putut. Ei, mă bucur că acest lucru se păstrează la Cluj și putem clădi în continuare, repet, pe aceste căi de colaborare focalizați pe soluții și nu neapărat pe creare de probleme, cum încearcă unii, să ducem proiectele mai departe. Altfel, n-am fi reușit să aducem, repet, 4,5 miliarde de euro aici. Dacă toată ziua ar fi stat numai pe scandaluri, pe ceartă, să fac conferințe de presă, cum să mă cer cu unul sau cu altul. Ea ar fi fost atrăgător pentru dumneavoastră. Un foc de artificii de câteva minute, secunde, dar s-ar fi scufundat orașul. Am avut până în 2004 un oraș care a trăit numai din artificii, din scamatorii. Unde a fost orașul? Amintiți, poate unii de la această masă. Și totuși, pentru 2025, de câți bani are nevoie proiectul ăsta al metroului? Mă gândesc că există un grafic sau se face în funcție de lucrări, există fiind un proiect până, nu știu, 2031 sau 31. Așa. Mă gândesc că există un risc. 300 de milioane de euro. Până în 2026 sunt 300 de milioane de euro, da? Plus, eventual, dacă constructorul cheltuiește și mai mult, adică lucrează și mai mult, evident, îi se rambursează mai mult. Pentru că așa se procedează. El a primit avansul. Din avans, la fiecare factură pe care o primește, îi se reține, nu din avans, din fiecare factură pe care o primește, 25% îi se reține din avans, restul îi se plătește. Când lucrează, atâta primește. Bineînțeles, facturi confirmate, validate, procedurile statului român. Dar e important că avem cadrul legal acesta de finanțare în care, ok, știm pe ce ne bazăm. E important și pentru constructorul să știe, așa cum și Universitatea Cluj are stabilitate financiară, și acest proiect are stabilitate financiară. Scuzați-mă în comparația că le compar pe cele două. Guvernul a colaborat impecabil cu autoritatea locală pentru a continua finanțarea proiectului metroului de la Cluj. Pentru că oricum după 2027 noi trebuie să extindem sursele de finanțare care erau până atunci doar PNRR-ul. Oricum, am venit mult mai repede de 2027 și am spus ok, pentru prezent și pentru viitor mai introducem o categorie care nu exista la momentul când a semnat contractul. Nici noi când am început proiectul de metro nu exista PNRR-ul. Dar vedeți, a apărut șansa asta a emiterii de obligațiuni verzi acceptate de Uniunea Europeană, de ieșire pe piața europeană, imediat am fost acolo și suntem prezenți pentru a ne finanța acest proiect verde. Dacă mai sunt întrebări, vă rog. Dacă ne puteți face un update și despre alte două proiecte importante de infrastructură, mă refer la coridorul de mobilitate orașului Răsăritului și culoarul verde-albastru de lungul Someșului. Rog pe domnul viceprimar să vă răspundă la aceste două întrebări, să beau și o gură de apă.
La ambele proiecte suntem în etapa de elaborare a studiului de fezabilitate. La culoarul de nord avem discuții avansate, pentru că mai avem nevoie de un singur aviz pentru a putea să mergem mai departe cu acest obiectiv. Este de asemenea un obiectiv complex, care necesită foarte mulți bani și foarte multe exproprieri, și acolo a trebuit să ne sincronizăm cu alte proiecte, cu cel al căii ferate, Cluj-Napoca, care merge înspre Dej. De asemenea, a trebuit să ne sincronizăm cu proiectul de la parcul din Groapă și să ne sincronizăm cu proiectul metroului. Deci nu a fost un proiect simplu, a modificat de foarte multe ori avizele, pentru că de fiecare dată, sau de foarte multe ori, au venit solicitări suplimentare, fie de la CFR, că au modificat anumite lucruri, fie s-au modificat anumite componente legislative și a trebuit să facem aceste sincronizări. O să avem întâlnire în perioada următoare și cu proiectanții pentru a putea să clarificăm exact lucrurile și să vedem care este pasul următor. În ceea ce privește culoarul verde-albastru, au fost dezbaterile cu fiecare zonă în care trece acest culoar verde-albastru și mai avem de obținut încă câteva avize. Nu știu să vă spun în acest moment numărul de avize care mai trebuie să fie obținute, dar în momentul în care vom avea avizele, sigur vom putea să venim și pe masa consilierilor local cu proiectul spre aprobare. Primul proiect cu care vom veni în fața Consiliului Local dintre cele menționate mai devreme este trenul metropolitan. Mai avem 11 din 35. Pe linia ministerială ați văzut că lucrurile sunt în direcția corectă. Vreau să știți câteva detalii. Proiectul costă 205 milioane de euro cu TVA. Deci alte 200 de milioane de euro. Vorbeam de 200 de milioane mai devreme de conectarea Clujului la autostradă. Vor fi 23 de stații pe distanța celor 50 de kilometri între Bonțida, practic, și Nădășel. 30 de trenuri pe zi, o frecvență de circulație din 30 în 30 de minute. Distanța medie dintre stații este de 2,12 km, timp total a unei călătorii, 1 oră și 5 minute, pentru cei 50 de km. Așa, este și un timp de 5 minute pentru a se întoarce trenul, cu o viteză de aproximativ 45-50 de km. O să vedeți că acest proiect, care nu este atât de cunoscut, va avea un impact atât de mare pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea metropolitană a Clujului, egal cu centura metropolitană, vă pot spune, pentru că ne dă șansa să extindem așa cum ne dorim, nu numai în aria aceasta, Florești, Apahida, pe o are mult mai largă partea de locuire, partea de dezvoltare economică, partea care ține de viitorul extins al Clujului, la care lucrăm intens în momentul de față, pentru că de mult noi nu mai am privit Clujul ca și un oraș prins în granițele administrative între cele tăblițe de intrare și ieșire din Cluj. Dacă am fi rămas doar la acele tăblițe, probabil că ar fi avut mai mult păr pe cap și nu alb și totul ar fi fost altfel. Dar împreună cu colegii mei, asta a fost și este gândirea să ne uităm la viitor, cum putem să-i dăm șansa acestui oraș să aibă, repet, pentru următoarele decenii viitor. Vă rog. Pot să vă întreb despre trenul metropolitan, da. Mă asigur să gestionez și din online, dacă sunt, te rog, Iulia. Vă rog, domnul. În studiul de fezabilitate apare că este nevoie de 9 trenuri, iar în ordinul de ministru care este pus în transparență decizională recent, de săptămâna trecută, apar 7 trenuri, plătiți 2 dumneavoastră, sau s-a ajuns la concluzia peste capul celor care au făcut studiul de fezabilitate că nu e nevoie de 9? După cum știți, sunt mai multe scenarii. Scenariul optim pe care îl recomandăm este de 7 trenuri. De achiziționare de 7 trenuri material rulant. Plus unul de rezervă, evident, să ai... Hotărârea de Consiliu, ordonanțele la guvern, acum. Ok. Acum cum își gestionează ei banii, nu-i treaba noastră. Noi suntem în ordine, așa cum ați văzut, care e în transparență decizională până în 30 septembrie. Acum își fac ei repartizările de bani, dați-mi voie să nu ne amestecăm. Dar era precizat de la Cluj. Da. Nici nu era, nu era acolo, dacă nu era ordinul pus în transparență decizională, pe care l-avem acolo pus. Da? Ați decis cum va fi gestionat acest proiect al... Nu, încă nu. Nu e încă. Deci nu intră la CTP, nu? N-am luat decizia. Okay. N-am luat încă o decizie privința asta. E momentul când vine și acela. Mai am o întrebare, eu sunt aici.
Explicați-mi încă o dată cum pot aceste certificate verzi să fie o posibilă sursă de finanțare. N-am înțeles foarte bine. Ministerul Finanțelor este mandatat de către Guvernul României să iasă pe piața europeană pentru a cumpăra obligațiuni verzi. Aceste obligațiuni verzi presupun faptul că acei bani care se achiziționează, se iau de către România, pot fi utilizați numai pentru proiecte care susțin dezvoltarea verde, mobilitatea alternativă la mașină sau proiectele care vizează decarbonizarea și susținerea dimensiunii europene și naționale nepoluante. Este un mecanism nou european pe care România l-a accesat și care dă șansa să găsească și alte surse de finanțare alături de sursele tradiționale PNRR, Programul Operațional de Transporturi, programurile din coeziune sau, evident, resursele bugetare. Este o sursă complementară de resurse financiare pentru finanțarea, repet, doar a proiectelor verzi. Nu poți să iei bani pe obligațiuni verzi și să finanțezi salarii. Nu se poate. Ai bugetul național pentru asemenea componente. Pentru să proiectele verzi, ai aceste obligațiuni verzi la dispoziție. Știm cât valorează ele sau cât la sută acoperă? Nu cunosc în detalii de tehnice, pentru că Ministerul Finanțelor este autoritatea competentă să iasă pe piața europeană și își face strategia financiară aferentă. Adică știți bine că e o vorbă de o piață unde datele sunt deținute și exercitate de către cei în cauză. Dar Ministerul Finanțelor vă poate da mai multe detalii, sunt comis despre modul cum operaționalizează și în România și în Europa obligațiunile verzi. Bun, mulțumesc frumos pentru timp. Ultima întrebare. Primar, o întrebare politică. De fotbal, mă întreb. Vă întreb și de fotbal. Vă întrebăm și de fotbal, una politică. Una politică. Și cine e pe primul loc, dar... Vă întreb. Din online, Iulia, poate ne pune cineva din online o întrebare. Cine e pe primul loc în campionat? Că nu mi-amintesc, mă. Grea viața asta. Ce părere aveți despre această încercare a puterii PSD-PNL de a modifica legea și a permite președintelui Klaus Iohannis de a candida la Senat? Despre politică voi vorbi într-o altă conferință. Ați fost 7 ani președintele PD-ului și atunci partidul nu a fost de acord și dumneavoastră a fost de acord ca Ion Iliescu, am studiat istoria politică în ultimele zile, ați fost de acord ca Iliescu să fie senator și a ieșit. Bun, drepturile constituționale le discutăm în altă conferință de presă. Ce e constituțional, e constituțional. Ce nu e constituțional, nu e constituțional. Cum se explică atunci că Ucluj este pe primul loc? Asta vă place întrebarea, cred. N-am vrut să vă politic asta, pentru că n-am vrut să amestec palierele de lucru. Acum, în ceea ce privește Universitatea Cluj, eu vreau doar să le mulțumesc și să-i felicit pe toți care fac ecosistemul acesta al Universității Cluj. De la jucători, la antrenori, de la Radu Constantea și alți oameni din echipa tehnică, de la universitățile clujene care sunt parteneri, de la sponsorii care sunt ai orașului, nu ai orașului, ai universității, și aș vrea să citesc, dacă îmi permiteți, uitați că m-am interesat dimineața ca să știu și eu cine sunt cei care sponsorizează, pentru că ceea ce asigură primăria, să știți că acoperă cam maxim 40% din cheltuielile universității, maxim. Deci fără Banca Transilvania, Superbet, Terapia, DeLonghi, Irum, Arops, Remat Invest, Duc Farm, Sky Trans, Clinica Sante, Eco Garden, Supercom și Found Ever, fără acești, prin 13 sponsori, n-am fi ajuns unde suntem astăzi. Deci este un efort al comunității noastre și pentru asta mă bucur. Teoria mea este să ne bucurăm de fiecare victorie, dar să fim foarte realiști și așezați și mai mult până departe, mai avem nevoie de 8 victorii până ajungem în play-off. Ne stau la îndemână pentru că ne-am demonstrat că fiind neînviși putem atinge acest obiectiv, dar el nu vine de la sine și nu vine cu înfumurare și cu aroganță, vine doar prin muncă, temenică, zi de zi. Să ne bucurăm că de asta e viața, formată și din bucuriile mici, mărunte, de fiecare zi. Ne bucurăm, dar a doua zi sau în ora următoare ne apucăm de treabă. Și cunoscându-l pe Neluțu Sabău, știindu-i de asemenea echilibrul lui Radu Constante, așa, întregul ecosistem, eu vorbesc în special de cei doi, prin ei înțelegându-se încă o dată, vreau să știe tot ecosistemul de la U, pentru că mai sunt mulți oameni în spatele acestor doi colegi care contribuie la ceea ce este universitatea astăzi. Iar orașul prin primărie este doar o mică parte, așa cum am spus, o parte din componenta de susținere, inclusiv financiară, a clubului. Credeți că Clubul Cluj ar fi trebuit să reacționeze când finanțatorul clubului Steaua, Gigi Becali, l-a jignit foarte tare pe săptămâna trecută pe Neluțu? Sincer, uitați, n-am văzut declarația, îmi cer scuze, n-am văzut-o. Eu cred că mă uit de declarație oribilă. Bun.
Acum, limitele libertății de exprimare dumneavoastră le stabiliți, media. Știți, dumneavoastră, ori și dumneavoastră vă place să mai fi niște declarații spumoase. Nu știu ce conținut a avut declarația respectivă, dar sper că m-ați văzut pe mine vreodată având declarații care să depășească limita bunului simț sau a glumei. Nu, niciodată. Sau să jignesc, asta este exclus. De aceea, îmi pare rău că au fost asemenea declarații. Tu ai văzut-o? Da, o să... A, bun, a, bun. A. Ce să le face? Oamenii, se mai poate lucruri serioase? Vă rog. Nu comentez. Becca e supărat acum și el. Are dreptul la supărare. Acum înțelegeți-l și pe omul. Supărat. Trecem în luna 10, mai este puțin până la finalul anului. M-am uitat peste proiectele de anul acesta, pentru că nu știu că mai faceți conferință de presă. Și am găsit niște proiecte care au fost anunțate și care nu se întâmplă deocamdată. Poate ne spuneți când sunt ele. Amenajare pistă de biciclete pe calea Turzii Observatorului, regenerare urbană în zona pieței 14 iulie, parcul Primăverii și aici aș vrea neapărat să-mi spuneți în ce stadiu e exproprierea benzinăriei MOL. Și mai vreau să vă întreb ca o virgulă când se termină mandatul și când începe următorul dumneavoastră mandat? Mandatul începe când judecătorii vor decide, pentru că trebuie procedura de validare prin instanță, procedura care nu este sub controlul nostru, și când vom fi informați că procedura a fost parcursă, prefectul va stabili data Consiliului Local, data ședinței de Consiliul Local în care se va valida alegerea primarului și validarea consilierilor, că nu termenul corect, nu e validare, că validarea o face instanța, depunerea jurământului de către primar și depunerea jurământului de către consilierii locali, pentru că validarea o face instanța de judecată, de-aia vreau să nu greșesc. Deci, vom vedea, în octombrie, categoric, în luna octombrie, pe partea finală, după părerea mea, va fi acest moment, pentru că după 27 septembrie se declanșează, practic, procedurile. Noi am fost aleși în 27 septembrie 2020. Și atunci, procedurile de... Și pe noi ne-am validat undeva prin sfârșit de octombrie. Au fost toate procedurile. Da. Și atunci, în 40 de zile, din 27 octombrie, trebuie să se deruleze toate aceste proceduri, pe care, repet, prefectul este cel care emite ordinul de convocare. Și doamna prefectă, cu siguranță, după parcurgerea procedurii, ne va informa. În privința pistelor de biciclete, da, se fac, pornește procedura de licitație pentru partea de observator, în primul rând, nu pentru partea de calea Turzii, cu siguranță, pentru că a fost concepția să legăm, în primul rând, Bună Ziua de calea Turzii și de Făget. Să avem continuitate și mai ales după aceea să coborâm și pe Sfântul Ion, unde avem planul de realizare inclusiv a pistelor de biciclete. Să fie partea aceasta integrată. Și de aceea prima etapă va fi, și la asta se lucrează acum, conectarea Bună Ziua, calea Turzii, Făget, pentru pistele de biciclete. Deci urmează în câteva poftim. Da, la prima licitație n-a participat, așa cum știți, nimeni. Două au fost? Două. Se mai întâmplă. Și atunci trebuie să actualizăm datele. În privința... Care e celălalt? Parcul Primăverii. Suntem în faza finală de lămurire a acestor chestiuni de expropiere. E o chestiune tehnică și iarăși fiind în procedură, încă nu pot, până nu se virează banii în continuu, nu pot să vorbesc mai mult, dar suntem în faza avansată, așa cum a fost și aici cu metrou, până n-am fost... Să trecem de o barieră, nu pot să vorbesc mai multe date, pentru că sunt bani publici în joc, dar este una dintre preocupările pe care primăria le are. Mai era parcul 14 iulie. Ce probleme să fie în derulare? Avem un singur coridor de stabilit, care este de proiectantul. Nu vreau să mă plâng de proiectanți, că numai la proiectul acesta, la grămadă de proiecte avem întârzieri din cauza proiectanților. N-aș vrea să vă spun la park and ride-ul de la aeroport. Nu vreau să mai vorbesc mai multe, că vreau să realizez lucrarea până la urmă. Bun, vă mulțumesc tuturor, vă doresc o zi bună. La revedere!